Bună draga mea, sunt Luna Ala. În această săptămână, reprezentanții tuturor semnelor zodiacului pot conta pe surprize. Bucuria dublă îi așteaptă pe credincioși pentru că marți 7 mai este ziua de comemorare a semnului cinstitei cruci ce s-a arătat pe cer în cetatea Ierusalimului. Dacă tu lucrezi pe tine însă, se vei bucura de libertate, dar de asemenea, dacă ești angajată în muncă zilnică, activitățile tale profesionale vor fi pline de evenimente. Da, 9 mai este un motiv oficial excelent să te relaxezi pentru că avem trei sărbători în aceeași zi. Proclamarea independenței statale la 9 mai 1877, ziua în care aliații din cel de-al doilea război mondial, printre care și România, au obținut victoria împotriva Germaniei naziste și nu în ultimul rând se serbează ziua Uniunii Europene. Cu toate acestea, cadrul trebuie respectat fără familiaritate. În loc de aceste sărbătoriri neimpozitate, angajează-te în dezvoltarea lumii tale interioare. Citește o carte bună, creează propriul produs, mergi la filme sau găsește o altă sursă de îmbunătățire spirituală. Pe frontul personal, toată săptămâna totul pozitiv, dar tu însă îți vei influența starea de spirit a gospodăriei tale. Un zâmbet îi va da o dispoziție plăcută partenerului, iar o privire sumbră și neliniștită va duce la dezamăgirea. Săptămâna aceasta nu este recomandabil să dai putere pasiunilor animale, ar trebui să te comporți ca o persoană înțeleaptă, capabilă să lupte literalmente cu toate ispitele. Nu este recomandat să începi o afacere aventuroasă de dragoste, să începi o afacere în spatele unui partener de căsătorie, să mergi la șeful colegilor sau să investești într-o activitate ilegală. Succesul și bucuria sunt așteptate în cele mai banale probleme, în picnicurile de vacanță, excursie la cabană și în comunicarea cu rudele apropiate. În weekend va fi nevoie de romantism. Pe 6 mai, Mercur intră în semnul Taurului. Combinația emergentă dintre Mercur și Uranus implică o soluție originală și extraordinară a problemelor acumulate, a problemelor din sfera afacerilor și a relațiilor personale. Poți veni cu idei originale pentru a-ți stabiliza situația financiară. Fixează-ți gândurile pe pozitiv. În viitor, acestea pot aduce beneficii bune și pot contribui la crearea unei platforme financiare durabile. Pe 10 mai, interacțiunea stresantă a planetelor implică o zi dificilă emoțional. Poți fi implicată în conflicte și într-o expunere actuală a emoțiilor, atât situații de familie, cât și probleme controversate la locul de muncă. Sfârșitul săptămânii de lucru promite să fie dur. Forța majoră poate apărea în mai multe direcții simultan. Fii pregătită pentru un complex de surprize de tot felul. Dar hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale Zudeacului. Berbec! potrivit astrelor ar trebui să te concentrezi asupra tuturor aspectelor pe care le-ai planificat, deși este posibil să ai mai puțin timp și să depui mai mult efort față de cum te-ai fi așteptat. Atrage oameni care te pot ajuta, nu fi timid de să cer ceva. Calitățile de conducere, asertivitatea și dedicarea ta vor fi în cerere. Hai să nu exagerăm. Nu vei învinge o armată de lei, dar mulțumită ție, săptămâna va fi fructuoasă. La locul de muncă, totul este bine, dar trebuie să fii mai diplomată, chiar dacă partenerii de afaceri sunt capabili să te flateze. Îndeplinirea obligațiilor de rutină nu te amenință. Poți găsi un profit bun, un succes financiar. Acest lucru este valabil mai ales în prima jumătate a săptămânii pe lună în creștere. Vor apărea circumstanțe foarte bune în afacerile profesionale, creștere, prosperitate. Totuși, în această săptămână poți fi nevoită să depășești probleme familiale majore. Un incident se poate întâmpla în casa ta, după care armonia și înțelegerea reciprocă dintre tine și rudele tale vor fi pierdute temporar. Atâta timp cât o astfel de atmosferă agitată domnește în familia ta, vei căuta un punct de plecare în deplinirea datoriei tale profesionale. Nu este exclus faptul că îți vei exprima dorința de a lucra peste program. Între timp, problemele familiei tale nu vor îndrăzni să se rezolve singure și, prin urmare, va trebui să cauți modalități de a le depăși cu succes. Nu ai face rău să arăți calități diplomatice. Oamenii apropiați de tine sunt foarte plictisiți și te așteaptă să petreci weekendul împreună cu tine. Prin urmare, alege cine este cel mai important. Partenerul, familia, prietenii sau noi cunoștințe. Cine este supărat din cauza tale de atenție, răspunsul îl găsești la tine sau pe astrogramata în casa așa. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur. Știi ce vrei și mergi cu încredere spre obiectiv în ciuda oricăror obstacole. În principiu, aceasta este abordarea corectă, dar uneori este necesară schimbarea strategiei. De exemplu, fă-ți timp să visezi, pentru că și cei mai de succes oameni uneori se dedau la sărbători fără griji. În această săptămână poți renunța temporar la conservatorismul tău excesiv. Caută oameni cu aceeași minte. Poate că există iubitor de hobby-ul tău preferat. Între pereții casei, tu însă îți vei acționa ca un reformator. Poți încerca să faci petrecerea timpului liber în familie mai plăcută. La nivel personal, vei găsi un limbaj comun perfect cu cel iubit, vei fi ales abordarea corectă și nu atât de încăpățânată ca de obicei. În această săptămână ți este recomandat să fii mai atentă cu privire la bani. Marți poți influența situația, nu rata momentul. Miercuri este cea mai bună zi pentru a socializa. Vizitează toate tipurile de divertisment și picnicuri, dar ține sub control cantitatea de alcool și calitatea produselor consumate. Situația financiară este stabilă, poți obține chiar și un element scump mai aproape de weekend. Având bani, îți poți permite să faci achiziții utile pentru fiecare dintre membrii familiei tale. Celui iubit îți poate oferi o surpriză plăcută pentru weekend într-o pensiune, iar săptămâna să se încheie cu un eveniment plin de bucurie. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemen este timpul să te oprești puțin și să te gândești dacă mergi în direcția cea bună. Este un moment bun pentru o schimbare de loc de muncă sau partener de viață. Nu pierde ocazia! Poate că e timpul să-ți iei la revedere de la cineva. Aceasta este o săptămână bună, dar la locul de muncă vor exista multe sarcini care necesită participarea ta directă. Vei putea face față fiecarea, iar dacă ești depășită, nu ezita să ceri ajutorul colegilor pe care i-ai ajutat în mod repetat. În această săptămână este extrem de nedorit să asculți orice recomandări. Poți întâmpina o problemă care afectează sfera finanțelor. Este foarte probabil să se refere la un promut vechi neplătit sau alt tip de datorii restante de către tine. Nu asculta pe nimeni care îți va recomanda să renunți la această problemă. Caută fonduri pentru a rambursa pe deplin această datorie, deoarece, făcând acest lucru, te vei salva de la o mulțime de probleme. Discută cu familia ta mai des, cu complemente și mărturisind iubirea. Schimbul de energie pozitivă este prevăzut în timpul liber. Este logic să îți actualizezi dulapul. Dacă ești nemulțumită de tine însă, -ți ar trebui să alegi cea mai optimă dietă, precum și să începi pregătirea fizică regulată. Banii ar putea apărea vineri, dar nu face încă achiziții mari și nu planifica încă vacanța viitoare. Sâmbătă este un moment de relaxare completă, te poți răsfăța de lenevie. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. RAC pentru tine venea o săptămână plăcută. Cei apropiați de tine vor fi mulțumiți și surprinși. Farmecul tău te va ajuta să-i captivezi pe toți cei care te întâlnesc. Utilizează această abilitate pentru a cunoaște oamenii potriviți. Astfel de prieteni ar putea fi mai târziu de ajutor. Stabilește-ți prioritățile, stabilește-ți obiective de viață noi și petrece timp cu oamenii dragi zi. O creștere salarială sau o promovare este posibilă la locul de muncă. Fii atentă la solicitările superiorilor, nu neglija detaliile, ele conțin adesea un semn important. Poți fi foarte indecise la locul de muncă, și acest lucru poate fi observat de șef miercuri. Poți fi încărcată cu responsabilități suplimentare, care apoi vor fi dificil de refuzat. Fii pregătită pentru mici izbucniri de iritare și plingeri din partea membrilor familiei. Nu este altceva decât o demonstrație clară că au nevoie de prezența ta. Petrece timpul liber cu familia, umblă și joacă-te cu copiii, nu uita de generația mai veche. În viața privată, o surpriză plăcută te așteaptă de la o persoană iubită, sete de romantism se va trezi în cele din urmă și vei fi mai mult decât satisfăcută. Nu este recomandat să i ajuți pe cei care te-au trădat de mai multe ori. Nu este necesar să soliciți sfaturi de la oameni care nu au realizat nimic în viață. Vineri te poți întâlni în mod neașteptat cu vechi prieteni și este posibil să aveți planuri comune pentru acest weekend. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu! Acum nu este momentul să te plângi că soarta a îndreptat spre tine partea greșită. Acceptă provocarea cu demnitate și totul se va îmbunătăți dreptat. Fii proactivă în îndeplinirea datoriilor tale profesionale, precum și în timpul negocierilor și contractelor. Nu scoate la ideală punctele tale forte, bravada goală poate face numai rău. Mai bine acționează cu un sentiment de încredere profundă și respect față de ceilalți. Orice tranzacții imobiliare sunt interzise, dar poți și ar trebui să faci alte investiții financiare. Ceva anume te poate face să te gândești la starea ta de sănătate. Este posibil ca o boală mai veche să se reactiveze. Pe la mijlocul săptămânii poți hotărâi a vedea un medic și îți va prescrie tratamentul corespunzător. În plus, un medic specialist te poate rușina pentru o atitudine neglijentă față de corpul tău. Vei ajunge la concluzia că trebuie să fii mai atentă cu privire la propria sănătate. Îi vei promite că vei începe să duci o viață corectă, dar deocamdată nu te vei grăbi să renunți la obiceiurile tale. Există o șansă de a crește veniturile, de a consolida reputația în comunitatea ta profesională sau de a obține recunoaștere în spațiul virtual. Sfera personală îți poate prezenta câteva surprize plăcute. O decizie foarte bună de a întâlni un străin care a insistat asupra ta pentru o lungă perioadă de timp este înțelept de a lua miercuri sau joi. Acorde mai multă atenție părinților. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste! Fecioara, Toată săptămâna te vei scalda în razele blânde ale soartei. Nu pierde timpul și folosește toate șansele prezentate. Vei putea câștiga niște bani în plus și vei obține conexiuni utile. În comunicarea cu alte persoane, rude, colegi, parteneri de afaceri, nu purta mască. Fii tu cea adevărată. Ești mult mai atractivă decât în comportamentul simulativ. Tu ești de obicei adunată și ai un plan clar de acțiune, însă în această săptămână tu însă ți poți face o mizerie în viața ta. Ți se poate adresa cere și nu îndrăznești să refuzi. În primul rând, rudele vor face acest lucru, însă te pot aștepta și probleme de la angajator. Poți avea un conflict în această săptămână cu o rudă apropiată, cu un prieten sau cu un coleg de muncă. Înainte de a spune ceva, pune-te în locul interlocutorului tău. În general, în această săptămână poți fi mândră de tine, dar acest sentiment poate fi foarte umbrit de lipsa de sprijin din partea cuiva. Asigură-te că ai alocat timp pentru treburile casnice. De asemenea, încearcă să comunici cu rudele cu care ești într-o relație îndepărtată. Nu este necesar să le faci o vizită, mai ales dacă rudele locuiesc la sute de kilometri de tine. Comunicarea video pe internet îți permite să vorbești cu ei fără a părăsi camera. Către sfârșitul săptămânii poți găsi o propunere de afaceri interesantă și ar trebui să fii gata pentru aceasta. Shoppingul este indicat sâmbătă, duminica nu este potrivită pentru asta. Astrele te sfătuiesc să faci un control viguros al tensiunii arteriale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța în sfârșit, o săptămână calmă, fără surprize, dar la locul de muncă te poți aștepta la o încărcătură sporită. Poți cădea într-o capcană pe care tu însă ai aranjat-o. Ai fost prea flexibilă cu superiorii, iar acum au decis să te încarce cu responsabilități care schimbă complet totul. Nu fi tăcută! este mai bine să ceri indemnizație de ore suplimentare. Astfel, fie vei fi plătite în plus, fie vor fi eliminate o parte din noile sarcini. Cu stima de sine în această perioadă nu va fi ușor. În această săptămână te poți afla sub presiunea morală din partea unei rude. Această persoană va încerca să-și rezolve dificultatea personală cu ajutorul tău. Astrele prevăd numeroase întâlniri interesante în care vei putea străluci cu o elocvență, frumusețe, educație bună și alte talente. Această săptămână este ideală pentru a găsi a doua jumătate. Există o șansă optimă ca o persoană să apară pentru a crea o pereche. Dacă dorești să te schimbi, începe cu achiziționarea de noi lucruri. Haine noi frumoase vor atrage ca un magnet admiratorii. Nu este recomandabil să răspunzi agresiv atacurilor negative ale cuiva. Un zâmbet și o atitudine pozitivă, acesta este cel mai bun mod de a face față tuturor tipurilor de lipsă de bun simț. La sfârșit de săptămână, astrele anticipează o achiziție spontană, cu mari beneficii bugetare. Orice investiții mari nu trebuie realizate fără suport juridic calificat. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion Este o perioadă ideală pentru creativitatea și rezolvarea problemelor profesionale. Cel mai important lucru este să descrii în mod clar toate obiectivele și să-ți faci un plan pentru atingerea acestora. Poți începe să simți o creștere a vitalității. Probabil ai scăpat de o persoană foarte toxică în mediul tău, cineva care a sufocat literalmente energie din tine. Încredete în intuiție, în sfera personală, se pot produce și schimbări bune, cu condiția să te angajezi în propriul personaj, ceea ce poate fi destul de dificil. Relațiile romantice pot fi încă instabile, poți fi dezamăgită și este mai bine să te întâlnești cu prietenii. Nu critica oamenii și, în special, rudele nu face un elefant dintr-o muscă. Cu această abordare, relațiile armonioase se vor îmbunătăți. Nu vei avea răbdare să aștepți ca situația de la locul de muncă să se schimbe spre bine și poți încerca să exerciți presiunea asupra cuiva. Acest lucru va aduce rezultatul total opus celui pe care ai vrut să-l atingi poți pierde autoritatea sau vei pierde atitudinea bună a șefului tău. Dacă ai dobândit recent un teren sau o altă proprietate, astrele îți recomandă să îți faci prieteni printre noi vecini. Nu îți faci o grijă despre ce ce încă nu s-a întâmplat. La sfârșit de săptămână poți simți o scădere a puterii. Poate că aceasta este doar un simptom neplăcut care va trece în curând. Cu toate acestea, s-ar putea să se întâmple, pentru că organismul necesită insistent o relaxare bine meritată. Cele mai bune tipuri de petrecere a timpului liber, vizitarea saunei sau piscinei, sportul obișnuit, mersul pe jos, ciclismul, vizitarea parcurilor. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săgetător în cele din urmă, iată o perioadă în care te poți relaxa. Problemele se retrag, cu cei dragi este preconizată o relație minunată. Săptămâna va fi de succes, dar lasă lucrurile să-și urmeze cursul. Reacționând doar la situații favorabile, crește în mod semnificativ șansele de succes. Încrede-te în intuiție! Toată săptămâna, poți conta pe succes în orice afacere, oricât de complex ar părea la prima vedere. Poți avea un suport pentru care nu l-ai calculat anterior, iar acest lucru trebuie utilizat. Spiritul corporatist este puternic la locul de muncă, dar dacă dorești să faci o parte din lucru de una singură, colegii tăi nu te vor deranja. Este probabil un incident care se va produce fie acasă, fie în timpul comunicării cu colegii de muncă. Asigură-te că acest conflict verbal nu curge într-un canal periculos. Nu te aprinde, nu discuta în situații de conflict, stai departe de orice dispută. Fii tu însăți. Dacă ai obosit de singurătate, este timpul să nu-ți mai fie frică să comunici cu membrii necunoscuți ai sexului opus. Jumătatea ta o poți întâlni pe stradă, în magazin, în metrou sau autobuz, doar să fii sociabilă. În această săptămână nu este recomandat să participi la nicio tranzacție financiară. Orice acțiune pe care o încerci să o faci cu banii proprii te poate duce la pierderi majore. Weekendul este recomandat să-l petreci uitând de afaceri și concentrând toate forțele asupra sferei interpersonale. Dacă ești într-o relație, poate fi logic să-i mulțumești partenerului cu un cadou neobișnuit. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn, nu vor exista schimbări majore în viața ta, te poți bucura de pace. Problemele profesionale vor fi rezolvate cu un mic răgaz, iar probleme grave la locul de muncă nu sunt prevăzute. Dacă te gândești la o afacere comună, discută în mod clar cu potențialii parteneri toate punctele. Chiar și o persoană competentă poate face o greșeală, așa că nu îți fie frică să discuți tot ce ai dorit. Nu este recomandat să îți faci griji cu orice fel de probleme fără a avea un scenariu clar de în fața ochilor tăi. De asemenea, este extrem de periculos să te bazezi pe ajutorul persoanelor care au un trecut întunecat. Nu este exclusă posibilitatea de a câștiga bani în plus față de câștigurile de bază, dar nu uita că nu poți împărți pielea unui urs din pădure. Până când banii nu sunt în mâinile tale, nu e nimic de numărat. Dacă planifici o achiziție scumpă, poți avea nevoie de sfaturi suplimentare pentru a nu face o greșeală. În chestiuni personale, este posibilă o mică neînțelegere din cauza volumului tău de lucru. Va trebui să faci un compromis. Dacă ești trecută de 48 de ani, ar trebui să fii mai abstractă de problemele nerezolvate. Găsește noi surse de plăcere sau aderă la niște hobby-uri neobișnuite. Acordă atenție sănătății. Riscul de exacerbare a bolilor cronice este ridicat. Din acest motiv, familia ta la sfârșitul săptămânii poate refuza un picnic în afara orașului, dar îl puteți petrece în curtea din spatele blocului sau a În general, starea ta de spirit în zilele următoare va fi destul de pozitivă. Să te odihnești bine în acest weekend, pentru că meriți! Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător! Stelele te favorizează, bunăstarea mentală și fizică va fi frumoasă, munca creativă este mult mai rezonabilă și mai eficientă, acum poți fi o sursă inepuizabilă de inspirație și idei. Este de așteptat apariția unor idei strălucitoare, inspirația creativă și creștere în în sine. Acționează! Problemele legate de bani pot fi de asemenea rezolvate cu ceva mai multă sârguință. Dacă decizi să-ți deschizi propria afacere, ar trebui să te consulți cu persoane competente. Este posibil să ai deja în minte o persoană care este capabilă să-ți ofere sfaturi competente și utile, să-l suni și să-i cere ajutor fii pregătită pentru sfaturi competente, dar contracost. cost. Potrivit astrelor, poți fi foarte lipsită de atenție la puținele lucruri din jur și acest lucru îți poate face rău. Este mai bine să nu faci călătorii riscante și chiar să eviți să te afli în fața șefului sau în spatele calului. Gândurile tale pot fi ocupate de anumite evenimente pe care nu le poți controla. Cele mai neplăcute zile pot fi marți și miercuri. Pentru cumpărături, săptămâna nu este cea mai potrivită. Există riscul ca achiziția realizată în puterea emoțiilor să fie o risipă de bani. Telele te sfătuiesc să nu ții emoțiile negative în tine. Complicat? Lasă aburul să iasă, dar fă-o într-un mod uman. Într-o relație de dragoste poate exista o neînțelegere, din păcate, tu însă nu poți schimba situația, deci așteaptă un pas de la a doua jumătate. În weekend, cea mai bună relaxare pentru tine va fi o excursie la țară, o plimbare prin locuri pitorești, plimbări pe malul apei. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești în această săptămână nu te poate îngrijora nici bugetul familiei, nici ceea ce se întâmplă în locul de muncă. În tot ceea ce este legat de sfera financiară se prevede o creștere bună. Poate că va fi o sumă destul de decentă în mână, care poate fi suficientă pentru a plăti facturile curente și câteva cumpărături plăcute. Dacă ți se promit munți de aur și profituri fabuloase în viitorul foarte apropiat, nu crede. Astfel de promisiuni ascund multe capcane și, de obicei, aduc multe probleme și nicio satisfacție. Mai ales că totul merge bine așa cum este. Uite de la partea plină a paharului. La mijlocul săptămânii, orice proceduri de diagnosticare privind sănătatea sunt favorabile. În această săptămână te așteaptă o comunicare plăcută cu cercul foștelor prieteni, precum și cunoașterea unor oameni foarte interesanți. De dragul contactelor prietenoase, uneori va trebui să neglijezi atât îndatoririle oficiale, cât și sentimentele celelalte jumătăți. Principalul motiv pentru care poți pune prioritatea în favoarea comunicării cu prietenei va fi un proiect pe care îl poți începe cu participarea ta directă. Echipa ta strânsă în următoarele zile va fi capabilă să se apropie de țel. Cu toate acestea, este prea devreme să spun că proiectul tău va câștiga recunoașterea unui public larg. Rezolvă toate problemele presante, mai ales dacă acestea se referă la proprietăți imobiliare. Nu face cumpărături pe site-uri discutabile. În weekend poți decide o excursie rapidă cu prietenii. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!